presiunea timpului, asta este definiția meseriei de jurnalism. Jurnalist face anumite lucruri într-o unitate de timp. Dacă n-am avea acea presiune a timpului, am fi perfecți, asta știu. Dar nu uitați că avem această presiune a timpului și nu putem să o depășim. N-are sens acum să găsim strategii alternative în sensul în care să avem sursele fezandate cumva dinainte, apropo de întrebarea dumneavoastră, nu știu. Asta presupune din nou timp suplimentar ca să abordezi subiectul dinainte a apariției crizei, apoi în criză să știi că poți apela la persoana respectivă, e foarte complicat. Dar, sigur, ține de strategii individuale aici și nimic mai mult. În același timp, cred că însă a vedea Uniunea Europeană și instrumental nu e neapărat greșit. Atunci când nu ai o perspectivă a valorilor pe care le presupune Uniunea Europeană. Haideți să avem viziunea complexă, în sensul în care atunci când e o situație care trebuie privită instrumentală, factuală, să o privim ca atare și în același timp să avem un set de valori pe care noi îl agreăm și pe care bănuiesc că dacă sunteți aici, îl agreați. Și din această perspectivă să vedeți și complexitatea acestei situații. În rest, ține doar de efortul nostru individual în bună măsură de a traduce lucrurile spre publicul nostru. E principala obligație pe care o avem și principala dificultate cu care ne confruntăm. Restul sunt elemente mai mult sau mai puțin ajutătoare. Dacă aveți ceva de comentat în încheiere, vă rog. Magdalena, Călin, Luca. Da. Aș spune că tot ai menționat mai devreme tehnica și talentul de care avem nevoie pentru a face subiectele europene mai vandabile, mai ușor digerabile. După părerea mea, și tehnica și talentul vin din documentare. Deci asta este o meserie, jurnalism european. Da. Cere mai multă documentare și talentul vine tot din documentare, cum se spune, că pe măsură ce mă antrenez mai mult, am talent mai mare. Era o vorbă în tenis. Așa este și în afacerile europene. Deci pe măsură ce citim mai mult și ne documentăm cât mai mult, din păcate este o zonă cu sacrificii și cu de multe tipuri și de a ne scula de vreme și de a citi tot cât putem de mult presa europeană și chiar vorbeam cu Luca Niculescu în alte dăți cum nu până la urmă asta facem primul lucru la trei zile, citim presa europeană și documentare în privința uneori trebuie mers chiar la regulamente, de exemplu știu că a fost de curând, am să vă dau un exemplu foarte concret, că de curând a fost problema din România cu ajutoarele pentru persoanele defavorizate și ajutoare care n-au ajuns la oamenii de rând și niște oameni de aici, niște instituții de la care se ocupă de distribuirea acestor ajutoare ar fi spus că de fapt nu ne lasă Bruxelles să facem contracte cu furnizori decât cu anumiți furnizori, ceea ce nu e adevărat. Ei, pentru asta a trebuit mers la regulament și citit, bineînțeles, am văzut că oficialii care spuneau acest lucru nu ne lasă Bruxelles, trebuie să facem licitație europeană, era complet fals. Ei de multe ori se ascund după chestia asta, după Bruxelles. Vai, nu ne lasă Bruxelles, dar de fapt nu e așa. De asta zic că e foarte importantă documentarea în momentul în care avem dubii că suntem păcăliți, că asta se întâmplă de multe ori. Încearcă să ne păcălească fie că e vorba de politicieni, fie că e vorba de funcționari. Ei, când avem dubii, să mergem la regulamente. Deci documentarea, după părerea mea, este punctul, ar trebui să fie punctul forte. Alte rețete nu există cu ingrediente aplicat peste tot, universal valabil. Da, deci, în concluzie, ideea e clară. Jurnalism, meserie, citim, înțelegem, ne documentăm ca să înțelegem, găsim o poveste și scriem. Și atunci sunt șanse mari să avem succes. Să publicăm. Da. Mai
zis că vreau să vorbesc 30 de secunde, sunt apropo de ce spuneam, că sunt două site-uri pe care eu le, la care mă uit în fiecare zi. Unul e chiar în română, se numește Press Europe, poate ați auzit de presseurope.eu și are versiune în limba română și e un, o revista presei. Și mai este unul foarte bun, Eurotopics, e în germană, în engleză și în franceză. De asemenea, ai o trecere, cred că eurotopics.eu, o trecere revisa principalilor subiecte, așa cum au fost reflectate în presă, și în franceză mai unul bun de mai mult pe actualitatea internațională, site-ul Curia Internațional. Deci sunt lectura mea zilnică, nu durează mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și vă mulțumesc pentru interactiv.